Mamă, ce super floricele! Păi și unde ai să le pui? Trebuie, știi că floricele trebuie să stea în apă. Tochior! Nu te-ai gândit la asta? Bine, dar uite, pentru că eu sunt un foarte bun prieten, am să te ajut și am să-ți fac o super vază pentru floricele. Serios? Ce pui? Vrei? Da! Ești pregătită? Da! Voi, prieteni, sunteți pregătiți să construim o super vază? Haideți cu mine în atelier! Vă salut așa și așa, hai să construim ceva! Haide, veniți să zurim! Haide! Ne apucăm să construim o vază pentru floricele. Iată materialele care avem nevoie. Ață cerată colorată, pentru că mie îmi plac foarte mult culorile, năsturei colorați, lipici, un borcan foarte, foarte mare. Mai avem nevoie și de un ghem mare de sforicică. Sforicică, mă rog, ca să semene cu lemnul. Ne apucăm, luăm lipiciul și dăm pe toată partea exterioară a borcanului. Apoi, punem un capăt al sforii pe partea de jos a borcanului. Se lipește foarte bine și apoi începem jur împrejur. După ce am terminat și am acoperit fiecare bucățică din borcan, adică să nu se mai vadă deloc sticla, se vadă doar partea de jos, ne apucăm de următoarea etapă. Luăm sforicica cerată, la mine de culoarea roșie, la voi ce culoare are? Și începem să punem năsturei ca niște mărgeluțe. Puteți să alegeți ce culori vreți voi. Eu am să încep cu... Să mă gândesc. Ah, să nu uitați să faceți un mic nod la unul dintre capete, astfel încât să nu iasă năsturei. 3, 2, 1, să-i dăm drumul. Am să încep cu un năsturel verde. Și tot așa până o să facem un șirag mare, mare de năsturei. După ce am terminat, am făcut un șirac de năsturei, urmează etapa numărul 3, o etapă foarte importantă de altfel. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1, începem! De data asta o să începem de sus. Legăm, facem un noduleț, odată un dublu nod, facem un dublu nod. Și apoi... putem să poziționăm năsturea exact cum vrem noi, astfel încât să fie cât mai colorată vaza noastră. Și vaza e terminată. Puteți să folosiți această vază și pe post de suport. Eu am să pun pensulele, de exemplu, dar voi puteți să puneți și floricele și creioane colorate și tot ce vreți voi. Vă salut, la revedere, construiți doar cu plăcere!